Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt. Amin. Mulțumim Domnului pentru noi bunătatea și în dimineața aceasta. Și suntem în casa lui Dumnezeu. Ne bucurăm de lucrul acesta. Ne bucurăm de acest har minunat care a îngăduit Dumnezeu peste noi. Și am avem și noi parte de acest har ca să-i aducem în dimineața aceasta o jertfă de mulțumire. Să-i mulțumim că ne-au purtat de grijă o săptămână. Nu prin puterea noastră, nu prin tăria noastră, ci prin slava Domnului care a îngăduit ca astăzi să fim în casa Lui. Și să-i mulțumim, fraților, că se cade, să-i mulțumim. Că atâta bine ne-au făcut și de multe ori uităm când ne-au făcut bine. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Hai să ne ridicăm în picioare. Și să cerem ajutorul Domnului și să mulțumim că suntem în prezența Lui. Amin. Pentru ca să facem o rugăciune prin credință, să ne rugăm din toată puterea, să ne rugăm că suntem în fața Domnului, să ne rugăm ca când vom pleca de aici, să fim plini de bucurie. Să se vadă o schimbare în viața noastră. Atunci Dumnezeu va prosăvi numele. Noi ne vom bucura și în familie, și în cetatea, și în corturile noastre. Dar vrem ca rugăciunea asta să o facem din toată inima. Să ne rugăm, spune, rugați-vă din toată inima. Să ne rugăm, fraților, că avem nevoie de putere de Iisus. Și dacă ne rugăm din toată inima, Dumnezeu ne va da această putere și vom ieși de aici plin de bucurie, glorie Domnului. Ca să mergem în fața Domnului, citim cuvântul Domnului din Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4. Și ne plecăm și ne rugăm Domnului. Bucurați-vă totdeauna. Iar zi bucurați-vă. Plândeța voastră să fie cunoscută de toți oameni. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduce cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune, cere și mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este vrednic, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept și tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit și tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat și ce ați primit și auzit de la mine, ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin.
Și ne bucurăm, după cum a citit fratele Simeon din Filipeni, din capitolul 4, versetul 6. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă! În capitolul 3, versetul 1 zice, încolo, fraților, frații mei, bucurați-vă în Domnul, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Pun o întrebare, frați iubiți de Domnul, și zic lucrul acesta, suntem iubiți de Domnul, căci Domnul ne-a ales din mii și mii și milioane, ca în această dimineață să fim aici. Este bun Dumnezeu cu noi, putem să recunoaștem faptul acesta, că avem un Dumnezeu plin de îndurare, bogat în bunătate, plin de milă și de îndurare și de bunătate. Acesta e Dumnezeul nostru în care noi ne-am pus încrederea. De aceea, din toată inima să-L binecuvântăm. Spunea un om al lui Dumnezeu în Isaia, nu cei morți se laudă, cei ce se coboară în țărână, nu mai nădăjduiesc în bunătatea ta, ci cel viu, da.
cel viu te laudă ca și mine astăzi. Noi ce-am putea noi aduce lui Dumnezeu? Ce avem noi să-i dăm lui Dumnezeu? Tot ce avem de la El am primit în dar. Am primit viața în dar, sănătatea în dar cât o avem. Și tot de ceea ce noi ne folosim este dragostea și darul lui Dumnezeu, pentru care noi știi ce? Noi putem să ducem ca jertfă lui Dumnezeu rodul buzelor noastre care mărturisesc numele Lui. Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu ceva, să nu dați uitării. Binefacerea, dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca și acestea îi plac. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Ne bucurăm, frați dragi, ne bucurăm căci în mijlocul nostru avem și pe fratele nostru, Domnul să-l binecuvinteze împreună cu familia, zic Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumim lui Dumnezeu căci avem pentru ce să-i mulțumim, frații iubiți de Domnul, și în cuvântul lui Dumnezeu cere un om al lui Dumnezeu în Psalmul 143, versetul 8. Și spune așa, fă-mă, Doamne, fă-mă, să audiți de dimineață bunătatea Ta. Motivul care era, că-și mă încred în Tine. Dacă noi nu ne încredeam în Dumnezeu, nu eram în locul acesta, în această dimineață, dar ne bucurăm că ne încredem în Dumnezeu, avem un Dumnezeu care nu ne înșală, care nu promite să nu facă, ci ce a promis Dumnezeu, aceea aduce la îndeplinire, slăvit să-i fie numele Lui. În Luca, în capitolul 18, când adaugă Domnul Iisus și zice, ați auzit ce spune judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Săi, care strigă zi și noapte către El. Deci nu numai ziua, și noaptea. Chiar când ne trezim, ne întoarcem pe cea parte să slăvim numele lui Dumnezeu, că în totul depindem de El. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar a pus o întrebare. Când va veni Fiul omului, va găsi credință? Doamne ajută-ne noi să credem pe Dumnezeu așa cum este un Dumnezeu mare, sfânt, viu și îndurător. De aceea să-i dăm slava care îi se cuvine. Și spune mai departe în versetul 10 din Psalmul 43, învață-mă să fac voia Ta. Căci Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Și cred că e potrivit și pentru noi această rugăciune, ca Dumnezeu să ne conștientizeze și ne sensibilizează Duhul lui Dumnezeu care L-a pus în noi, care este o răbună pentru mântuire, pentru răscumpărare, pentru ziua aceea minunată, dacă noi nu-L întristăm și dacă-L respectăm. Ne sensibilizează ca să putem să facem voia lui Dumnezeu. Și când ne-am abate și am încercat să ne abatem, ne spune că prin cugetul nostru ne vorbește că nu este bine ce am vrea să facem. Credem cu toții că avem experiența asta și ne bucurăm, fraților, că avem un Dumnezeu bun și milostiv, slăvit să-i fie numele. Ne ridicăm pe picioare și ascultăm două versete, după care cu toții credem că am vrea ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Și ne vom ruga rugăciunea aceasta, că-i cu neputință să nu fii greșit în cursul unei săptămâni înaintea lui Dumnezeu. Că aici spune și omul acesta lui Dumnezeu, că nu este niciun om viu înaintea Ta fără prihană. Așa spune. Ascultăm din Psalmul 143, versetul 1 și 2. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea Ta. Nu intra la judecată cu robul Tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să se îndure de noi. Prieten cu Iisus și la suferință.
Uităm că alții sunt necază, uităm că alții sunt lipsuri, uităm că alții sunt bolnavi, uităm. Și atunci nu ne rugăm. Dar ține vreme să știți. Cât e bine ar fi și cât e bune ar fi, toate lucrurile Dumnezeu schimbă. Ține vreme că ne arunc și eu la rândul meu, într-o suferință sau într-o problemă, și atunci alerg în stânga, în dreapta, mă zbat în toate părțile, cineva să-mi rezolve problema. Atunci nu m-am aduc aminte eu. De câte ori m-am rugat eu când am fost sănătos? Câte rugăciuni am făcut eu într-o zi? Dar de câte ori m-am rugat pentru frații mei, sau surori, sau bolnavi, indiferent? Okay. Atunci m-am aduc aminte că nu m-am rugat. Vedeți, fraților, cuvântul să spune, rugați-vă unii pentru alții, că mare puterea are rugăciunea celui neprenit. Avem datoria aceasta. Ne pasă? Nu știu când ne pasă. Să știți că numai când ajungem atunci, atunci ne pasă. Dar când suntem bine, uităm că trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvintează și să ne ajute. Avem datoria să ne rugăm pentru cei ce sunt suferinți, cei ce au probleme, cei ce sunt bolnavi. Deci datoria noastră, cuvântul ne îndeamnă să ne rugăm. Acum totuși depinde de noi. Domnul Dumnezeu să ne deschide inima. Nu numai astăzi. Ne întoarce acasă, ne călătorim în sat. Îi aducem aminte, e și celălalt, că putem ajunge și noi în altă zi în problema asta și hai să ne rugăm. Și rugăciunea așa spune, să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Datoria noastră este să ne rugăm. Apoi Dumnezeu știe să lucreze la vremea potrivită. Dar dacă noi nu ne rugăm, cum a lucrat Dumnezeu? A lucrat mult. Și atunci bucuria va fi de plină. Nu. De aceea datoria noastră, fratelor, în dimineața aceasta, el și familie și toți, hai să schimbăm, hai să ne cercetăm. Hai să vedem ce am făcut în trecut, ne-am rugat sau nu ne-am rugat. Să știu cum facem în continuare. Să zic că ceea ce facem pentru Domnul, pentru alții, pentru Domnul facem totul. Și acolo să scrie în dreptul Domnului. La vremea potrivită, Domnul își va aduce aminte de rugăciune care m-am rugat când ne-am urmărit toate lucrurile bine. Și aduce aminte Domnului. De ce vă ne... Hai să ne ridicăm în picioare. Și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să facem o rugăciune pentru cei ce au probleme, suferințe, bolnavă în trup sau în suflet și din toată inima. Ca Dumnezeu să-și arete slava și puterea. Amin. Vom citi cuvântul Domnului din Petru din capitolul 3, din Faptele Apostolilor capitolul 3, de la versetul 1, după care ne plecăm pe jărunți și din toată inima ne rugăm și rugăciunea noastră cred că va fi ascultată de Dumnezeu. Amin. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un om, o loc din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voia să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a luat țintă la el și a zis, uite-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint, aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-au întărit
tălpile și glezne. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble, a intrat cu ei în templu, umblând, sărând și lăudând pe Dumnezeu. Amin. Oh, yeah.
Așa cântări de minunate, așa un conținut, dacă luăm aminte la ele, ne învață ceva, ne arată cât de minunat este Dumnezeu nostru și îl vedem. Dacă ne uităm în natură, în tot ce a creat Dumnezeu, îl vedem ce Dumnezeu minunat este, ce Dumnezeu mare, glorie Lui în veci de veci. Îi mulțumim, frați și surori, îi mulțumim pentru tot ceea ce Dumnezeu a creat pentru noi. Pentru zilele care noi le trăim și pentru libertatea de a-L sluji, nimic nu ne împiedică. Dar să luăm aminte că în timpul acesta de libertate, să nu cumva să ne abatem la dreapta sau la stânga,
Că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, de atâtea ori înfricoșa Moise pe poporul lui Dumnezeu și ne spune și nouă în Noul Testament, calea lui Dumnezeu este dreaptă. Cum sunt cărările lui Dumnezeu drepte? Cei neprihăniți merg pe ele. Și cei răzvrătiți ce fac? Se împiedică. Se împiedică pe ele. Cad. Doamne păzește-ne de așa ceva. Noi să luăm aminte. Noi să stăruim mai mult în aceste vremuri care le trăim. Să stăruim în rugăciune, în fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit ca noi să umblăm în ele. Să ne rugăm pentru toți oamenii, să ne rugăm pentru țară, să ne rugăm pentru localitatea noastră. Așa de mare, Dumnezeu a promis că aici, în casa de rugăciune, a fi neîncăpătoare. Dumnezeu aduce oameni, dar cere ceva și de la noi. Ca noi să ne rugăm. Într-o împrejurare, Ieremia spune să nu vă încredeți în ghicitori și în ceea ce vă spun, ce vor spune că nu stați mult în robie. Voi ce să faceți? Să vă rugați pentru binele țării aceea în care eu v-am dus, că rog. Cine i-a dus? I-a dus împăratul Babilonului? Nu! Dumnezeu îngădui să fie dus. După ce se vor împlini 70 de ani, vă voi aduce tot eu, nu voi veți veni. Deci, vedem că suntem călăuziți în totul, totului și tot, de bunătatea lui Dumnezeu. Și spunea, rugați-vă pentru pacea cetății în care v-am dus, că rog. Că fericirea voastră târnă de pacea cetății. Frați, surori, noi, în aceste vremuri, să ne rugăm pentru binele țării, pentru cei ce conduc țara, amin, pentru frații noștri care spuși acolo ca să apere adevărul, Dumnezeu să-i îmbrace cu putere, că au de luptat cu neadevărul, fraților. Ne rugăm să ne rugăm pentru ei, ne rugăm pentru comuna noastră, că ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Sunt 4 puncte în rugăciune. Cereri, mijlociri, mulțumiri și rugăciuni. Sunt 4 care le spune Apostolul Pavel și îndeamnă pe tesaloniceni să se roage Domnului. Ne vom ridica pe picioare și vom asculta cuvântul lui Dumnezeu din 1 Timotei, capitolul 2. Începând cu versetul 1, câteva versete, ne vom pleca pe genunchi și ne vom ruga pentru țară, pentru binele țării, pentru libertate, îi vom mulțumi lui Dumnezeu, care Dumnezeu a îngăduit-o și noi putem sluji cu drag. Putem ridica mâini curate, cum a spus Pavel, fără îndoiel și fără mânie, în orice loc. Și Dumnezeu ne ascultă, nu numai aici, oriunde ne aflăm, ascultăm cuvântul Domnului. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cere mijloșii mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiaște ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, slavă Lui! Amin! Mulțumim Lui Dumnezeu pentru timpul de părtășie în rugăciune și dacă ne-am rugat din toată inima, Dumnezeu e acela care ascultă rugăciunea. Ascultă rugăciunea nevoiașului, nu și întoarce fața când strigă către el, ci ascultă, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în Psalmul 145, versetul 18, spune că Dumnezeu e aproape de toți cei ce îl cheamă, dar de aceia care îl cheamă, nu oricum, din toată inima. Și credem că în această dimineață noi așa am chemat pe Dumnezeu, ca să rămână cu noi la tot programul și Dumnezeu să binecuvânteze ziua de astăzi. Amin. Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru timpul de rugăciune prin Tatăl nostru. Și ne învață cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, când stați în picioare și vă rugați. Suntem la cina Domnului, suntem la masă cu Dumnezeu. Dacă cumva s-a apropiat de noi un tu de ură sau de a nu ierta, să-l dăm la o parte,
căci cuvântul lui Dumnezeu ne învață și va fi primită și rugăciunea care o înălțăm. Amin. Acum, Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iarbă nouă greșalele noastre, pe cum iertăm și noi greșitelor noștri, și nu ne ispită, și ne scăpește de cel rău, căci Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Frați iubiți de Domnul, noi ne bucurăm căci avem o biserică binecuvântată. Dumnezeu ne-a dat ajutorul și în această vară am renovat și ne bucurăm de tot ce ne-a ajutat Dumnezeu să facem. Acum mai sunt biserici sau se construiesc biserici care mai au nevoie de ajutor. Dacă nouă ne-a dat Dumnezeu ajutorul și am putut să o renovăm și ne bucurăm de lucrarea mâinilor noastre și de tot ce am dăruit, este nevoie să ajutăm o biserică din județ care e cu posibilități slăbuță. Și pentru aceasta vă rog, ca Coleta să o facem mai bogată, să putem pune și noi mâna. Domnul să vă binecuvinte! Amin!
pentru cine stai tu timpul? Să mai calce pravul casă Domnului, de unde se aduce o jertfă de mulțumire, ce? Rodul buzelor noastre, Domnului, și cred că Domnul ne-a primit jertfa noastră în această dimineață. Fratele Simeon Grad, dacă nu mă înșel, o vorbi despre Slăvănovul de la Poarta Frumoasă. Știți ce, fraților? Asta e boala pocăiților. Niciodată nu ne încadrăm ca la ora 9 să fim unde? În casa Domnului. Dacă o logo ăsta nu era pus la Poarta Frumoasă, când s-a urcat Petru cu Ioan, primea vindecarea sau binecuvântarea, o primea? Da! Oamenii, dacă nu era la ora 9, spune că era ceasul de rugăciune. Tot că la ei era ora 3 după masă. Dar spune că era ceasul rugăciunii. Uitați, voi la ora 9, Domnul poate fi prezent aici să treacă cu binecuvântarea și cu sălătate. Ca Domnul să ne ajute, fraților, la ora 9 să fim în casa Domnului, să ne visăm Domnul. El spune, când îți întoși privirele spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Slăvi să fie Domnul și mulțumim pentru aceasta. Îi mulțumim Domnului că în mijlocul nostru îl avem pe fratele senator Titu Curățean. Domnul să-l binecuvânteze, soția și cu mamica lui, Domnul să-i binecuvânteze să fie cu ei. Oameni buni, Dumnezeu are nevoie de toți oamenii slăviți să fie Domnul. Apostolul Pavel spune că a fost cel mai mare apostol al tuturor vremurilor, nu? La nivelul lui Apostolul Pavel nu s-a ridicat nimic. După ce a învățat înțelepciunea la picioarele marelui preot, și după ce i-a dat Dumnezeu și înțelepciunea lui Iisus, s-a mai putut ridica la nivelul lui. Aceea Dumnezeu scoate oamenii Domnul să vină în Dumnezeu și să-L ție pe calea Lui până va veni El, slăvit să fie Domnul. Ne ridicăm pe picioare și înainte ca să cerem binecuvântarea peste slujba care este în față, hai să cântăm cu toată biserica. Mai ales, Doamne, ceară trebuie. Thank you.
cine zideam ca să pe stâncă. Cine, fraților, când vrem să mâncăm din el, din stânca mântuirii noastre, să mâncăm din el, să bem din el, să fie spre viață și nu spre o sândă. Și acolo spune cuvântul Domnului, fratele toate oamenii, că fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să... Nu spune că fiecare să ne cercetăm unul pe altul. Nu, fraților. Spune că fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din trupul Domnului să bea sângele Lui. Și Domnul ne-a dat un model, fraților, dacă vrem să ajungem în cer, ce-a făcut El? El a plecat de la Iesle. S-a născut în Iesle. De la Iesle, știți unde a ajuns Domnul Iisus? De la Iesle, cât s-a făcut spălarea picioarelor în dimineața? Să ridice brațul. Noi vrem calea spre cer să o scurtăm, frate. Uitați, Domnul, nu a făcut așa. Și dacă sunt grăverigă noi, lanțul cum e? E rog. Domnul a plecat de la Iesle, de la Iesle și noi a plecat la Midian, a spălat picioarele ucenicilor. După ce a spălat picioarele ucenicilor, s-a dus la Calvar. Știi, la Calvar? La cer. Fraților, haideți să ieșim silința dimineața, înainte de slujire, să facem spălarea picioarelor. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. În continuare a slujbe, sora Alexandra va lauda pe Domnul cu cântare, surorile vor lauda pe Domnul cu cântare, și apoi iar sora Alexandra va lauda pe Domnul cu cântare, și în urmă vom asculta cuvântul Domnului prin fratele Titus. Domnul să binecuvânteze, Domnul să-L umple de putere, amin. Și să spunem și noi ca Samuel altă dată. Vorbește, Doamne, că robii Tăi ce fac? Ascultă, slăviți să fie Domnul. Amin. Să
Pace în Duhul meu, trudit.
Lăudat să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos, numele mai presus de orice nume. Amin. Amin. Am să vă rog să deschideți în această dimineață Scriptura la 1-a Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 17 și ceea ce urmează. De fapt, Hristos m-a trimis să nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci, întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu calea să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Amin. Amin. Frați și surori, salutăm pe Dumnezeu pentru faptul că astăzi ne-a îngăduit să ne vedem, să ne revedem în casa lui Dumnezeu. E o zi foarte frumoasă, o zi minunată, nu doar pentru că este soare afară și este o zi cu adevărat foarte frumoasă, este o zi binecuvântată pentru că putem să lăudăm pe Domnul, să-i mulțumim pentru foarte multe lucruri pe care trebuie să le păstrăm în mintea noastră, să nu le uităm, pentru că avem o lungă listă, de fapt, de mulțumit. Și spunea un frate la început să ne bucurăm întotdeauna. Și când pare că este bine și când pare că este greu, în realitate avem foarte multe motive să ne bucurăm, să ne bucurăm întotdeauna. Am dat curs cu mare bucurie invitației fratelui păstor și sorei Lidia de a mă reîntoarce aici în Moisei și în acest colț de țară binecuvântat de Dumnezeu cu frumuseți care sunt greu de descris. Am venit împreună cu familia mea astăzi la biserică cu soția și cu mama mea și ne bucurăm că suntem împreună. Amin. Am ales astăzi un cuvânt din Epistola lui Pavel către Corinteni, care se referă la înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. N-am vorbit cu fratele păstor în prealabil, fratele Pavel, care a făcut referire la cuvântul Apostolului Pavel, ceva mai devreme. Iată că și eu, fără să discut în prealabil, am ales din Epistola lui Pavel către Corinteni. Și aș începe acest cuvânt explicând puțin cine erau corintenii și ce era Corintul. Corintul știm și din istorie și din geografie, este o parte a ceea ce se numește astăzi Grecia. Este o porțiune, o fâșie de pământ care este despărțită de o
strâmtoare, îngustă și desparte, de fapt, Peloponezul de Grecia continentală. Corintenii, cei cărora le scria apostolul Pavel, erau greci. Erau oameni mândri, erau războinici, erau oameni aspri și buni războinici, erau exploratori, navigatori, erau cuceritori, duceau războaie și erau oameni care în general se închinau unor zeități, unor divinități, aveau templu închinat fiecarei zeități la care se rugau, aveau multe zeități la care se rugau. Și corintenii, grecii aceia, nu-L cunoscuseră pe Domnul Iisus Hristos, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Ei căutau, așa cum spune chiar și apostolul Pavel, ei căutau prin filozofia pe care o propovăduiau niște înțelepți, căutau înțelepciunea, dar în sensul lumii, în sensul firii. Și apostolul Pavel scrie această întâie epistolă către corinteni, către acei corinteni care cunoscuseră pe Domnul Iisus Hristos și care credeau, erau biserică creștină. Nu erau foarte mulți la acel moment, lucrarea lui Dumnezeu avea atunci începuse și scria apostolul Pavel de asemenea în capitolul 1, începând cu versetul 4, mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Amin. Acea biserică a lui Iisus Hristos și oamenii cărora apostolul Pavel le scria, spune chiar apostolul Pavel, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Deci erau oameni cu credință, erau oameni care îi aduceau slavă Domnului Iisus Hristos și apostolul Pavel le scria pentru a-i întări, a-i încuraja în această credință. Și cu toate astea, deși ei nu erau ca ceilalți greci, ca ceilalți corinteni, erau în credință, și cu toate acestea, și în sânul bisericii creștine de acolo, erau slăbiciuni și erau vulnerabilități. Și apostolul Pavel nu le scrie întâmplător. Erau desbinați. Și spune de asemenea apostolul Pavel, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți desbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Care era, de fapt, problema cu acești copii al lui Dumnezeu care erau în biserică creștină și care, iată, erau încurajați de apostolul Pavel să rămână uniți în credință. Erau dezbinați. Unii, spune de asemenea apostolul Pavel în versetul 12, unii erau, spuneau, sunt cu Pavel. Alții spuneau, eu sunt al lui Apollo. Apollo, de asemenea, era unul din ucenicii lui Pavel, era om cu credință în Dumnezeu. Alții spuneau, și eu sunt al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Deci erau împărțiți în tabere, chiar în sânul bisericii. Și ăsta este un pericol și în ziua de astăzi, în biserica creștină, oricare ar fi denominațiunea, pericolul dezbinării. Și Pavel încă de atunci spune, fiți uniți în biserica creștină, în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că, spune apostolul Pavel, nu Pavel a fost răstignit pe cruce. Nu vă închinați lui Pavel. Vă închinați Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Și încă de atunci această încurajare a fost spusă cu înțelepciunea lui Dumnezeu și nu cu înțelepciunea lumii. Și am ales această temă pentru cuvântul de astăzi, balanța între înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și trăim cu toții în viața de zi cu zi, fiecare își desfășoară activitatea acolo unde este, cunoaște oameni, vede lucruri, ascultă lucruri și ne lovim de această situație.
Vedem foarte mulți oameni care sunt pe deplin convinși de aptitudinile lor, de capacitatea lor, de înțelepciunea lor, de cât de bine sunt ei așa puși în societate, oameni puternici, unii oameni cu bani foarte mulți, oameni cu putere, da? Și ei spun, Doamne, m-am descurcat în viață. Eu sunt cel care am construit acest lucru pentru mine, pentru familia mea. Aceasta este înțelepciunea lumii. Cei care cred că ei sunt cei care, prin aptitudinile lor, au putut să ridice lucruri extraordinare care se durează. Și am văzut atâtea situații. Atâtea situații și le vedeți și dumneavoastră. Astăzi, oameni care sunt atât de puternici, sau oameni care și-au construit un imperiu financiar, economic, care mâine se prăbușesc, aparent inexplicabil. Pentru că ei și-au construit aceste lucruri crezând în propriile lor aptitudini, crezând că ei sunt Dumnezeul pe Pământ. Acest lucru l-am văzut și îl vedem și în țară, îl vedem și în politică, îl vedem în administrație, îl vedem în viața de zi cu zi, îl vedem în mediul economic, oameni care păreau așa intangibili, păreau extrem de puternici și care mâine nu mai sunt. Și vedem în lumea asta întreagă, am văzut imperii atât de puternice în istorie, care s-au prăbușit la un moment dat și nimeni nu mai știe nimic despre ele, decât în ceea ce a scris eventual cronicarul. Și acest subiect, ceea ce avem noi de ales, și noi suntem în situația de a cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște Cuvântul Domnului, alții nu-L cunosc. De a avea de ales între înțelepciunea lumii și credința asta în tine absolută, și înțelepciunea lui Dumnezeu, care spune lucruri mult mai profunde. Asta este, de fapt, o provocare pe care noi o avem în viața de zi cu zi. E valabilă cu atât mai mult pentru cei care sunt în afara bisericii, cei care nu-L cunosc cu adevărat sau îl cunosc superficial, dar e valabilă și pentru noi, în biserică. Și am să vă dau câteva exemple pentru a înțelege mai bine despre ce vorbim. Mi s-a întâmplat să cunosc foarte bine și am discutat prin cuvântul de data trecută acea situație nefericită cu familia Bondariu. Și am discutat, se știe cum a lucrat Dumnezeu. Chiar zilele trecute ne-am întâlnit împreună cu soția mea, cu Marius și cu Ruth, cu părinții și cu copilașii. Sunt 6 în clipa de față, erau cei 5 și la 6 la copilaș și o fetiță, Rebecca Emanuela, care s-a născut aici, pe pământul României. Primul copil din toată familia care s-a născut în România. Și am avut așa o perioadă de părtășie. Ne-am bucurat să-i vedem pe toți aici în România. Și mi-a adus aminte un lucru și vi-l spun și dumneavoastră. Atunci când lor le-a fost foarte greu și treceau prin acea perioadă, erau în procesul respectiv unde erau judecați, pierduseră în primă instanță, pierduseră în apel și era o altă cale de atac. Erau lucruri care s-au întâmplat. Mulți români cu credință au încercat să ajute și prin puterea rugăciunii, bisericile, în stradă, în țară, în străinătate. Și s-a ajuns la acel proces, când lucrurile păreau mai degrabă că merg spre rău. În prealabil, psihologul, care în sfârșit a fost mandatat să facă evaluarea părinților, dacă sunt părinți buni sau rău, să facă evaluarea psihologică, ancheta respectivă, care psiholog fusese trimis chiar de instituția de protecție a copilului, între ghilimele, protecția copilului din Norvegia, Barnevernet, cea care săvârșise abuzul, ea a trimis acel psiholog, așa spune legea acolo, tocmai ei să facă evaluarea părinților. Acel psiholog a stat, a făcut anchetă, a pus întrebări, s-a interesat, a făcut analiza profilului psihologic al părinților și la sfârșit a ajuns la concluzia că sunt niște părinți foarte buni. Și că, de fapt, ce făcuse acea instituție norvegiană de protecție a copilului, se dușise un abuz, în mod evident. Și acel om a făcut un raport foarte detaliat. A scris, a pus pe hârtie toate lucrurile și a pus concluzia. Copiii să fie dați înapoi părinților. Iar acel raport a fost foarte important. El a fost prezentat
în procesul respectiv și cei care judecau au cântărit lucrurile, au ascultat o parte, au ascultat și partea cealaltă, l-au ascultat și pe psiholog, a ascultat și pe un alt psiholog pe care instituția norvegiană, supărată pe propriul psiholog pe care îl trimisese pentru concluziile la care ajunsese, chemaseră un altul care a spus altceva decât ar fi fost corect, deși nu știa absolut nimic despre caz. Ei, și cei care judecau au cântărit și au luat o decizie. Noi, care încercasem din România, din alte colțuri ale lumii, să ajutăm, făcusem și sugestii juridice, cum să facă, ce să facă, avocații, așa mai departe, ne gândiseram la toate posibilitățile, credeam noi, cu înțelepciunea lumii. La toate posibilitățile care puteau exista, ce soluții să se promoveze. Și când acea instanță care a judecat a dat decizia, am rămas așa încremenit. N-am putut în primele secunde să mă opresc stupefacția. Decizia a fost în favoarea familiei, este adevărat, favoarea lui Dumnezeu, să fie dați copiii înapoi, dar cu o soluție juridică la care eu ca jurist, și o spun cu smerenie, nu sunt un jurist chiar nepriceput, dar nici eu, nici alții, nu ne gândisem că este posibilă. Instanța care judecase a spus să nu familia Bonariu are dreptate și ceilalți nu au dreptate și atunci vă dăm o câștig de cauză, pentru că dacă ar fi făcut așa, ar fi existat o cale de atac, se numește, un apel la decizia asta și lucrul ar fi continuat, și nu știe la ce să se putea ajunge în final. Instanța a spus cu totul altceva. A forțat instituția norvegiană de protecție a copilului să-și retragă plângerea. Pare foarte simplu. Dar care a fost rezultatul? I-a obligat să-și retragă plângerea, cazul n-a mai existat din acel moment. Și nemai existând acel caz, Barnevernet, instituția norvegiană, n-a mai avut nici cale de atac să conteste soluția dată de instanță. Și lucrurile s-au închis la acel moment. Amin. Domnul a găsit soluția așa la care noi, cât am crede noi că suntem de pricepuți, nu reușim să ne gândim. Nu le putem cuprinde. Și acel moment a însemnat o schimbare profundă. Copiii au fost restituiți părinților și au putut să vină împreună în România, să găsească aici adăpost, copii și dragoste din partea rudelor de aici. Din partea tuturor. Slăbit să fie Domnul. Și nu obosesc să mă minunez așa când văd și văd practic fiecare zi astfel de lucruri. Mai că le privesc, copiii noștri, să le spun, nu le privesc doar din perspectiva omului care are studii juridice, care are o poziție politică, care e parlamentar, care a fost ministru, eu privesc cu ochii creștinului, celui care îl iubește pe Domnul și privesc și înțeleg poate lucrurile un pic diferit față de cum le înțeleg alții care nu citesc prin ochii Bibliei. Am avut o situație în Franța, la Strasbourg. Acolo funcționează o organizație internațională, europeană, care e cea mai veche din Europa. A fost înființată în 1949, se numește Consiliul Europei, e cea mai veche organizație europeană. Și a fost înființată atunci în partea liberă a Europei, a Europei de Vest, care nu era sub comunism, nu era sub Uniunea Sovietică. Erau acele state din Europa de Vest care erau în libertate și în democrație pe care vreau să o construiesc. Ulterior, după ce zidul Berlinului a căzut, după ce sistemul comunist a căzut, și noi cei din Europa Centrală și de Est am ajuns să devenim membri ai acestei organizații. Această organizație, Consiliul Europei, are o adunare parlamentară. Parlamentarii europeni vin din toate colțurile, din cele 47 de state membre. Această organizație e altceva decât Uniunea Europeană. E o altă organizație, da? Care este mai restrânsă Uniunea Europeană. Vin din 47 de state membre, vin parlamentari europeni, ne întâlnim, și eu merg acolo să merg, ne întâlnim periodic, dezbatem lucruri importante, adoptăm rapoarte, adoptăm rezoluții.
rezoluții, concluzii, recomandări adresate statelor. Ce trebuie să facă pentru ca statele să fie mai democratice, mai libere, să respecte drepturile fundamentale ale omului. Și am avut un raport în dezbatere acum câteva luni. Cel care a făcut raportul respectiv, pe care l-a supus dezbaterii în plenul adunării parlamentare, era un coleg parlamentar din Republica Moldova. Valeriu este de asemenea un om cu credință în Dumnezeu. Și raportul a privea un subiect care ne interesează pe toți. Situația din familii, dintre părinți și copii, în familiile considerate, așa spunea raportul, minorități religioase. Era important pentru creștini, pentru că, din păcate, vă spun cu durere în suflet, creștinii, familia creștină a devenit un lucru minoritar în multe țări din Europa de Vest. Țările sunt tot mai laice, tot mai secularizate și a fi creștin în țări precum Norvegia, deja este un lucru foarte dificil. Acest raport privea drepturile părinților în relația cu copiii, dreptul lor de a-i crește, de a-i educa și în spiritul creștin, nu în spiritul laic neapărat al societății. Da? Deci era un raport important. E, fiind făcut de un creștin, ce a scris acest coleg frate a fost foarte atacat. Foarte criticat. De mulți, în special din Europa de Vest, mulți care sunt din țări foarte laice, din Franța, din Elveția, din Germania, din Norvegia, a fost foarte criticat. Șansele să putem avea o majoritate, să adoptăm acest raport care conținea lucruri bune pentru noi ca și creștini, pentru familii, șansele erau foarte limitate. Și noi am discutat înainte de a ne întâlni toți parlamentarii în plenul adunării parlamentare, să dezbatem și să votăm, fiecare grup politic, fiecare partid politic european s-a întâlnit separat. Și a discutat, doamne, ce facem cu acest raport? Cum ne poziționăm? Cum votăm? În grupul din care eu fac parte, Social-Democrații Europeni, trebuie să o mărturisesc că erau destui care au fost foarte critici. În special din Franța, din Elveția, din Norvegia, am spus foarte critici la acest raport. Ba chiar cineva, un coleg elvețian, care a fost primarul Genevei, deci un om mare. Om mare. A spus, ferește-te de colegul ăsta din Republica Moldova. Că este evanghelic. Era o crimă în ochii lui, era un lucru periculos, ferește-te de el și de concepțiile lui. Și am spus, frate, stimate coleg, eu nu pot să mă feresc de acest coleg, nu pentru, numai pentru credința lui, dar este și sânge din sângele nostru, de român. El este din Basarabia. Dar dincolo de asta, au fost foarte multe opinii critice și eu am spus ce credeam. Le-am spus de ce este important ce scrie în acest raport, inclusiv pentru milioanele de români care trăiesc în afara țării. Și care, acolo unde sunt ei, dacă nu sunt strânși în jurul bisericii creștine, indiferent care este ea, se pot pierde foarte ușor. Că noi nu reușim să fim așa uniți, nici din considerentă de natură politică, nici de altă natură. Dar măcar duminică la biserică, românii care sunt în afară se strâng, vin. Cuvântul lui Dumnezeu este important și îi ținem uniți, îi ținem acolo aproape de identitatea noastră românească și creștină. Și l-am explicat acest lucru, nu au fost foarte fericiți mulți dintre cei care erau în acea întâlnire, dar am avut sprijin. Am avut sprijin din partea unui coleg italian care știa despre românii din Italia, știa ce importantă e biserica creștină pentru românii de acolo și la sfârșit liderul grupului din care fac parte a spus că trebuie să respectăm opinia colegului nostru și chiar îl încurajez să ia cuvântul în plenul dezbaterilor, să susțin acest punct de vedere. Slavă lui Dumnezeu! Și am luat cuvântul în plen, am spus ceea ce era de spus și am ascultat toate intervențiile. Era așa o balanță care se înclina cu înțelepciunea lumii spre a respinge acel document. Și la sfârșit, după ce au vorbit unii și alții, colegul meu din Republica Moldova a avut ultimul cuvânt. Așa se întâmplă. Raportorul, cel care a făcut raportul, mai are un cuvânt. Pledoaria finală. Și l-a spus un lucru. Și merită să-l spun și eu aici. A zis, stimați colegi, v-am ascultat cât de critici sunteți împotriva acestui raport. Vreau să vă spun un lucru. Eu provin dintr-o țară, din Republica Moldova, care
a provenit din spațiul Uniunii Sovietice. A fost în Uniunea Sovietică înainte. Un regim comunist. Noi, cei care credeam în Dumnezeu, atunci am suferit foarte mult. Unii au fost trimiși în Siberia, alții au fost trimiși în pușcării. Și noi atunci, în tăcere, ne-am dorit, la un moment dat, să avem și noi libertatea pe care voi o aveți în vestul Europei. Să fim și noi ca voi. Pentru că am fost de libertate acolo. Da? Ne-am dorit foarte mult. Și atunci când URSS-ul s-a prăbușit și comunismul s-a prăbușit, am fost foarte fericiți. Am zis, dar cum vom fi liberi să avem și noi credința noastră, să ne bucurăm de drepturile pe care și voi le aveați. Și acum descoperim că aici, în libertatea asta din vestul Europei pe care ne-am dorit-o, e la fel ca în URSS. Noi nu putem să ne exprimăm liber credința noastră creștină, nu putem să ne educăm copiii noștri așa cum credem noi și n-am făcut niciun fel de schimbare. Nu credeți că este greșit ceea ce faceți? Ne atacați pentru ceea ce credem și noi. Libertatea înseamnă să ne respectăm și să permită ca și ceilalți să aibă propria lor opinie, propria lor credință. Da? Nu încercați să ne impuneți cu forța ceea ce credeți voi că este adevărul absolut. Da? Și a fost așa un cuvânt. Domnul i-a dat foarte mult har în acel cuvânt. Eu nu pot să exprim acum exact cum a spus el. Și s-a lăsat așa o liniște în sală. După care cel care conducea ședința, plenul adunării, erau cam 300 de parlamentari europeni în sală care au votat cu cartelă vot electronic. Da? Și supune președintele adunării la vot raportul respectiv. Mai întâi raport. Și rezoluția. E o rezoluție care spune anumite lucruri. Da? Și se afișează pe ecran. Ne uităm și mai că nu ne vine să credem. Și vedem o majoritate consistentă pentru adoptarea raportului. Liniște în sală, aplauze din partea celor care se bucurau și la sfârșit mai era o parte din raport care se numește recomandare. Acel lucru cerea statelor europene să facă anumite lucruri. Să protejeze familiile și dreptul părinților de a educa și în spirit creștin, nu doar în spiritul școlii obișnuite laice, proprii copii. Pentru acea recomandare, care e o parte mai specială, era nevoie de 2/3 din numărul total de votanți. Ceea ce era foarte greu de obținut. Președintele supune la vot acest raport. Se afișează pe ecran cum au votat parlamentarii și uimire. Exact 2/3 au fost pentru adoptarea acelui raport. Amin. A fost așa un moment de uimire și atunci am realizat, și pentru ceea ce am să vă spun imediat, cât de profundă sunt lucrările lui Dumnezeu. Ieșim din sală și vine la mine o colegă parlamentar din Norvegia. De la mine, din grupul din care politic din care fac parte, cu care anterior m-am ciocnit. Nu ne-am supărat foarte tare, dar ne-am ciocnit așa în opinii, în idei, când am vorbit despre situația familiei Bonariu. Și nu mă iubea foarte mult această colegă. Eu o simpatizam, că este și ea un copil al lui Dumnezeu, dar nu păstrase pică. Dar nu era în marca cea bună, cum se spune. Da? Și vine la mine și spune, știi, Titus, am votat pentru acest raport. Și m-am uitat la ea și mi-a spus să-ți mulțumesc pentru că ai făcut lucrul ăsta. Ascultase foarte atent discuția și ceea ce spunea un copil al lui Dumnezeu creștin, dintr-o țară care cunoscuse comunismul și opresiunea și care crezuse că vine libertate. Și era o libertate constrânsă aici, în Europa asta liberă. Și îmi spune ea, dar mai știi ceva? Mai am două colegi parlamentare, tot din Norvegia. Și ele au votat pentru acest raport. Slavă lui Dumnezeu! Deci, în acea discuție, oameni care erau foarte critici, foarte aspri, împotriva ideii de familie creștină și drepturile părinților față de copii, Domnul i-a răsucit. Și au votat într-o majoritate la care nu ne gândeam că va fi posibil. Vedeți că înțelepciunea asta a oamenilor, a firii, este un lucru care poate dura o secundă. Unii își imaginează că știu adevărul absolut, că sunt ei în posesia adevărului absolut, uitând că adevărul este unul singur. Calea, adevărul și viața în Iisus Hristos. Și pentru că vorbeam de Europa, eu lucrând în
politica asta externă și în afacerile europene sunt foarte interesate ce se întâmplă de istorie, de prezent, ca să înțelegem mai bine și, și viitorul. Și e important. Noi fiind în regim comunist, ne uitam așa peste gard și ne doream să fim și noi, într-adevăr, mai liberi, să fie mai bine în țară, să putem să fim liberi, să circulăm liberi, să ne bucurăm așa de, de viață într-un anumit fel. Și ne uitam la ceilalți, cei care au construit Europa liberă și democratică în vest. Astăzi Europa este diferită de Europa așa cum a fost ea construită după al doilea război mondial, în vestul Europei democratice. Astăzi, din păcate, este o Europa în care se schimbă legi, se schimbă valorile moral-creștine, se schimbă rău, nu în bine. Astăzi contează mai mult partea materială, contează mai mult să ai o mașină luxoasă, o casă foarte luxoasă, să ai bani foarte mulți și atât. Partea spirituală e dată la o parte. Mergeți, din păcate, în Franța, care a fost o țară profund creștină. Bisericile nu doar că sunt goale, dar lucrurile care se întâmplă acolo nu se întâmplă în, în, în direcția cea bună. Mergeți în, și în Germania și în alte țări. Mergeți în Italia, care e o țară creștină, catolică și care recent a adoptat o lege care legalizează căsătoriile între persoane de aceeași orientare. Mergeți în Grecia, țară creștină ortodoxă, care și-a adoptat anul trecut o lege care legalizează așa numitul parteneriat civil, deci între persoane de aceeași orientare. Se schimbă lucrurile în rău. Și uităm totuși de unde a plecat Europa asta, după al doilea război mondial, după drama aia în care au murit zeci de milioane de oameni în război, după ce am cunoscut Holocaustul, crime îngrozitoare. Europa atunci a fost construită ca o Europa creștină. Și cei care au ridicat acele, au avut acele idei de Europa Unită, noi numim părinții fondatori ai Europei Unite, au fost câteva nume, pe care unii le știu, alții nu le știu. Unul este francez, se numește Robert Schuman, altul este german, Konrad Adenauer a fost chiar și președintele Germaniei, altul este italian, Alcide de Gasperi, și altul este britanic, Winston Churchill. El a fost primul ministru al Marii Britanii în cel de-al doilea război mondial. Lumea uită astăzi, îi face apel la ei doar pentru ideile de Europa liberă, democratică și unită. Dar lumea uită că ei erau creștini. Și am să vă spun doar un citat din ce spunea unul dintre ei. Spunând că Europa este creștină. Și o spunea în termenii politici pe care îi avea. Și spune Robert Schuman, francezul, într-un discurs care se numește Pentru Europa, scris în 1963, în termeni politici. Ce spune el? Aici intervine doctrina creștinismului, căci democrația datorează acestuia existența sa. Ea a luat naștere în ziua în care omul a fost chemat să realizeze pe timpul vieții sale demnitatea persoanei umane, prin libertatea individuală, prin respectul drepturilor fiecăruia și prin practicarea dragostei frățești față de toți. Niciodată înainte de Hristos, aceste idei nu au fost formulate. Democrația este astfel legată de creștinism, din punct de vedere doctrinar și cronologic. Ea s-a format odată cu el, încetul cu încetul, prin îndelungi tatonări, uneori chiar cu prețul greșelilor și al recăderii în barbarie. Deci cei care au pus bazele Europei creștine erau creștini. Legile care au fost adoptate atunci în Europa liberă, dincolo de zidul Berlinului, erau legi care aveau fundament creștin. Cel mai important tratat european de protecție a drepturilor omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a conținut articole care aveau o substanță creștină. Ea a ajuns să interzică pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartea în Europa. Această Convenție Europeană care avea un fundament creștin. Uităm să spunem lucrul ăsta sau nu le cunoaștem. Alții astăzi rescriu istoria Europei creștine. Schimbă legile. Schimbă valorile creștine. Crezând în înțelepciunea lor. Înțelepciunea firii omenești. Și asta nu este înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu este aici. Amin. Este în cuvântul Domnului în Sfânta Scriptură. Este atât de valabilă și la 2000 de ani după ce Domnul Iisus a venit.
printre oameni și tot ce citim aici este atât de actual astăzi. Pentru că Apostolul Pavel descria în Epistola către Romani starea de păcat a omenirii. Și tot ceea ce este scris atunci, acum 2000 de ani, este profund valabil astăzi despre starea de păcat a omenirii. Și credința asta orgolioasă că omul este cel care este deținătorul adevărurilor. Omul nu știe nimic, nu valorează nimic. Decât omul care îl cunoaște pe Dumnezeu și își pune credința Domnului și călăuzirea sa. Este o provocare pe care o avem în viața de zi cu zi. E o provocare pentru cei care iau decizii. Iau decizii într-un stat. Cei care sunt înălțați în dregătorii. Am văzut foarte mulți, foarte siguri de ei. Cineva ne spunea din înălțimile statului român acum câțiva ani, mai în glumă, mai în serios, sunt perfect. Aia a fost cea mai clară dovadă a greșelii și direcției în care spunea și ducea pe cei care îl urma. Aici nu e vorba de critică și nu e vorba de politică. E vorba de ceea ce este important să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii, ca Domnul să ilumineze. Pentru că ei, dacă fac greșelile astea de egoism uman, vor duce națiunea în direcția cea proastă. Și este mare provocare. Și este mare încercare. Să nu crezi că tu ești cel care decide. Că tu ai puterea. Că tu ești omul înțelept. Ce valorează înțelepciunea ta? Adevărat că ne spune Pavel aici, ceea ce este înțelepciunea lui Dumnezeu pare nebunie în fața oamenilor. Propovăduirea crucii și a lui Iisus Hristos pare nebunie în fața multora dintre oameni. Să ne rugăm pentru oamenii ăștia să fie deschiși la suflet și să îl întâlnească pe Dumnezeu. Amin. Atunci viața lor se va schimba și se va schimba profund. De asta este bine și în biserică să ne punem așa în genunchi, să înțelegem ce înseamnă smerenia. Și nu egocentrismul ăsta, egoismul și credința că suntem mari și tari. Toate trec foarte, foarte rapid. Și într-adevăr, toate bătăliile importante sunt câștigate pe genunchi. Amin. Amin. Am vrut să vă spun aceste câteva cuvinte, să fie așa și o încurajare pentru noi și o atenție să fim veghetori, pentru că inclusiv pentru noi în bisericile creștine sunt riscuri, sunt tentații. Și uneori uităm de ceea ce este cu adevărat principiul călăuzitor. Suntem supuși la tot felul de încercări, de probleme, de sănătate, de diferite alte naturi. Unor ne speriem, deși n-ar trebui să ne speriem. Și este scris acolo, nu te tem, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Domnul să ne dea înțelepciune să ținem strâns așa pe direcția cea bună. Să nu cădem în plasa înțelepciunii lumii, înțelepciunii firii, ci să căutăm întotdeauna înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin.
slavă lui Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu că înaintea noastră ne stă o bucurie mare. Ne avem în față Sfânta Cină, momentul în care Dumnezeu ne se dă din nou, momentul în care ne putem ca să ne prășternem inimile înaintea Domnului, Mântuitorului nostru, și toți să fim o inimă, un gând și un cuget ca să slăbim pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Așa cum stăm în picioare, doresc să, înainte ca să dau citire din 1 Corinteni, capitolul 10, la versetul 16 și 17, haideți să intrăm într-o rugăciune de mărturisire înaintea lui Dumnezeu, pentru că noi, fiind oameni, suntem supuși cu voie sau fără voie păcatului și putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune în care să ne cerem iertare, ca Dumnezeu să ne curețe inima, gândul și viața noastră, ca să putem să intrăm în lucrarea care ne stă în față. Amin. Doresc ca să dau o citire din 1 Corinteni, capitolul 10, 2 versete, 16 și 17, pagina Sfântă Scriptură 1120, după care fratele Păvăluț va cere binecuvântarea în continuare pe care ne stă în față. Amin. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este în împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este în împărtășirea cu Duhul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem un, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Amin. Amin. În continuare, vreau să rămânem ridicați în picioare și să dau citire la câteva versete care le găsim scrise pe paginile Sfintei Scripturi. În Matei, de la capitolul 26, de la versetul 26 până la versetul 29 inclusiv. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. Amin. Versetul